Bun, și intrăm repede în problemă, domnule Punișoare, pentru că avem multe lucruri de discutat. În primul și în primul rând, au fost două uh, feluri de imagini pe care le-au văzut telespectatorii la televizor și au zis, au, leu, ce este asta ce s-a întâmplat. Odată, vedeți și aici o captură dintr-un film care a fost, uh, a fost dat din dronă, cum s-au prăbușit toate aceste două blocuri ca piesele de domino. Îmi veți explica imediat de ce, dar aș vrea să mai vedem pentru că celelalte imagini care ne-au imit pe toți. Au fost și le vedem acum, ni le dau, uh, ni le dau uh, colegii. Din regie în full, cu uh, acele blocuri care pur și simplu au făcut implozie. Parcă era o implozie. Le văd, uh, văd telespectatorii în momentul de față. De fapt, a și fost arestat uh, dezvoltatorul care a făcut aceste, uh, acest ansamblu imobiliar. Vedem unele au rămas în picioarele, iar altele vedem exact ca la o implozie. Lucrând pe această imagine de aici, pentru că din acela nu se mai înțelege nimic, îmi puteți explica de ce s-a produs acest efect de domino în unele cazuri și cel de implozie în alte cazuri? Cel mai probabil în ambele situații este o problemă de execuție, da. prea puțin de proiectare, în sensul în care nu s-a uh, realizat. Probabil, cel mai sigur din uh, perspectiva proiectului uh, rezistența corespunzătoare la parterul acestor imobile. La parterul acestor imobile În unde vedem clar asta. că da. sunt niște piloni. De fapt. Noi am văzut că da. turcii au acest obicei de-a face, de face blocurile, cu partea de la parter pentru parcare. Deci, da. iar aici problema este nu, nu la faptul că erau aceste, parteri la, aceste parcări la parter, ci a modului în care a fost executat blocul? Da, bineînțeles, pentru că, de regulă, proiectul este supus unei proceduri de avizare și ar fi trebuit să... adică, bănuiesc că are autorizație de construire, ceea ce înseamnă că corespundea din perspectivele normativelor. Deci, clar, este o chestie de execuție. Iar aici, față de celălalt... E vorba de cum a intrat în rezonanță energia cu cutremurului Raportat la construcție ele, Despre asta, e vorba de cum se comportă ele la, la aceste mișcări Adică aici ar fi fost niște uh, mișcări pe verticală uh, Și, uh, și uh, pe orizontală Iar da. în cazul prăbușirii să fi fost cele pe verticală Adică da, practic de, regulă de E vorba casare. de cele două unde Sunt trei în total, cele două unde ale unui cutremur uh, Fiecare acționând diferit și purtând o anumită cantitate de energie atunci când se produce un, nu vorbim de seism, ci de un cutremur. Seismul înseamnă să nu avem distrugeri, pe când la un cutremur avem deja, după cum se vede. Bun, în momentul de față, acum avem aici, aceasta este harta cu riscul seismic pentru România. Vă rog să ne explicați dumneavoastră. Bineînțeles, așa cum se vede cu roșu, este zona cea mai afectată din perspectiva unui posibil cutremur care s-ar produce în zona Vrancea, Da. Așa. Acolo fiind epicentru, și bineînțeles, vorbim de, de undele sale și pe măsură ce se îndepărtează de epicentru, ele își pierd din energie. Despre ce fel de cutremure vorbim, adică de la ce magnitudine în sus? așa cum am avut și în 77, putem vorbi de și de 7,5, poate chiar și de 8 grade. Sub 7 grade, să înțelegem că nu suntem afectați, dar peste 7 Au mai grade... mai fost în București, mai sub întâmplat. 7, bineînțeles, am avut în, nou, în 2006, dacă nu Deci mă cam ajung. de la cât să zicem, de la un 6,5 ar fi o problemă pe această zonă roșie? Știți că este problema că de la 6,1 la 6,2 e o chestie de dublu. Este exponențial. Este exponențial, pur și simplu, orice... Deci uh, să zicem un da, am mai avut, sunt apar avarii, dar nu cad construcții. La 7, cum au fost uh, în 7,4, atunci chiar în ne Iar putem în pune zona probleme. aceasta portocalie uh, și galbenă, ce putem spune la ce nivel sunt uh, de obicei uh, nu avariile? Nu sunt suficiente cât să uh, prăbușească construcții. Deci, Pot afecta structuri de rezistență, dar nu să devină un pericol public. Deci această zonă care începe include București, Ploiești, Buzău, Focșani, de desigur, da. Galați și Iași. Aici sunt este problema, expus. aici este cel mai expus. trecem mai departe, trecem la partea de capitală, pentru că aici în capitală dumneavoastră ne ați dat aceste, aceste date. Vă rog. Da. ele sunt din, de la ISU București Ilfov. Ele sunt unele aproximative. Pentru că cele 23.000 de construcții sunt expertizate în 1993. Deci cel puțin, deci pot fi mai multe, ziceți, în momentul Bine de față. 23.000 de clădiri din București ar, ar, suferi, ar avari. suferi avarii majore. Exact. Această cifră de 800.000 de persoane care sunt vulnerabile, vă rog să-mi spuneți ce anume înseamnă, pentru că pur și simplu mă cutremur numai cât o văd. Este vorba, așa cum am precizat, de uh, minori și persoane vârstnice care, în mod clar, într-o situație de genul acesta, au nevoie de ajutor, de sprijin, de o persoană lângă să-i asiste. Nu se pot descurca de unii Singur. Deci ori nu știu ce să facă, ori nu Și pot să facă. Și șansele ca după un asemenea eveniment să fie crescut în numărul de pierderi de vieți omenești este cu atât mai mare dacă aceste persoane, 800 de mii, cel puțin acum, probabil sunt mai multe după nou recensământ, dar uh, nu au o persoană lângă uh, cu vârsta cuprinsă între 19 și 60 de ani care se Și ajute. trecem mai departe la aceste cifre, explicați-ne-le foarte scurt. Bineînțeles, spuneam că sunt 23.000, dintre care, atenție, 1.000 sunt de colaps, adică exact ce am văzut imagine de mai devreme din Adică Turcia. pică pur și simplu Cat să fac praf? Se fac un morman de moloz, iar peste... acestea sunt de înaltă, înseamnă, înseamnă peste șase etaje, peste parte șase etaje, dar vorbim, evident, de construcții... Vechi, nu de cele noi realizate care Ce înseamnă sunt vechi? Dați-mi un an Până în 1990 1990 și 2000 Cam perioada asta După mm. 2000 se consideră construcții noi Și astea care uh, nu vor mai putea să fie locuite da, Așa cum am spus uh, Chiar dacă construcția nu se prăbușește Ea nu va mai putea fi folosită Pentru că nu mai corespunde uh, Normelor de siguranță în exploatare și ne ați făcut aici și două scenarii pentru că exact. depinde. Nu sunt făcute de mine, Vă sunt rog. făcute de București Ilfov, iarăși sunt niște date aproximative pentru că instituțiile din păcate nu au răspuns la uh, Credeți că sunt chestiunea? de fapt mai mult de atâtea persoane? Inclusiv București Ilfov, ISU, București Ilfov spune că sunt mai multe. Adică mult aceste, mai multe. aceste scenarii pe care le vedem noi aici dacă se produce noaptea, în jurul orei 21, să zice, adică de la 21 da. încolo sunt peste 450.000 de, de locuitori care se află în clădirile care se pot Prăbuși, 95 de risc să le rămână captivi, decese 6500, peste 16.000 exact. de răniți grav, iar ziua, aceste efecte sunt doar la 54%. Uh, da, la sută. Pentru că ziua nu sunt persoanele respective în acele imobile vulnerabile. Dar toate, toate aceste date sunt făcute pentru un București care cât avea la uh, momentul respectiv? Uh, vreo 2 milioane maxim de locuitori. Sunt după niște date de acum aproape 5 ani, dar în ceea ce privește construcțiile vorbim de valori făcute în 1993. Și asta ce înseamnă? Cam Sunt cât, cam cât, cu cât ar putea fi mai mari cifrele astea, după părerea dumneavoastră? Odată că sunt construcțiile care au mai trecut prin niște cutremure, deci eu așa, aș dubla ca număr de cele dinainte de 90 făcute, iar după 90 sunt multe probleme cu privire la cum s-au executat. Exact cum am întâlnit și în Turcia. Și putem ști unde sunt problemele cu aceste... Adică autoritățile pot, dacă se apucă în momentul de față, să facă o evaluare, să afle, domnule, inclusiv din astea noi, care sunt cu risc, unde s-a construit bine și unde nu, se poate face această evaluare? Nu. No. Nu. este deci, imposibil Doamne acum, fereste. dar în schimb București Ilfov, uh, ISU care nu are această atribuție, o au primarii dar toate acestea au făcut-o au uh, lansat o aplicație unde online se pot vedea aceste uh, zone care uh, constituia de post civil după cum le vedeți. Le aici. vedem aici da. foarte rapid, avem din păcate doar 17.000 de locuri, atât. Da. Și nu pot, deci la Opera Națională, la Teatrul Bulandra, la ANF Cinemateca România, la Cinema Corso, Cinema Festival, da. Cinema Lumina, exact. Cinema București, Dar, Stadionul Cotroceni. După cum vedeți, în cazul unui seiz, acestea nu se pot utiliza. A, Asta am înțeles de ce îmi spuneți observați. că, de fapt, câte credeți că mai rămân din astea pe care ar putea fi folosite? Doar 27 de, 270.000 de, de locuitori pot fi uh, cazați în zonele uh, destinate adăposturilor civile. Restul până la 2 milioane, poate 3, depinde când este acest cutremur este pe principiu scapă cine poate. Și spuneți-mi vă rog foarte uh, rapid pentru că am spus odată la ce trebuie să fim atenți când cumpărăm un apartament nou de data aceasta, că dacă are bulină pe el, este foarte simplu. Primul nu mai nou. Primul lucru cerem cartea tehnică. Și să tehnică. le scrieți. Deci cartea tehnică. Cartea tehnică este primul lucru pe care îl vom cere. În momentul în care uh, vânzătorul, dezvoltatorul, indiferent cine este, nu pune la dispoziție în secunda 2 uh, nu avem uh, nu avem ce să mai căutăm acolo, nu cumpărăm Și la ce ne uităm în cartea tehnică? În cartea tehnică avem absolut Pe lângă proiect avem imagini uh, uh, de, Date des, legate de materialele folosite Adică vedem inclusiv fotografii adică cu lucrări la ascunse Ce s-a turnat, ce tip de metal s-a folosit Deci fotolucrări Bineînțeles, pentru că sunt niște lucrări pe care nu mai avem cum să le vedem După ce construcția s-a finalizat și la ce trebuie să mă uit? La ce s-a turnat la, uh, la. Cel mai bine este să mergem însoțiți de un inginer structurist. A, Asta e cel mai bine. Da, asta ne este luăm cel un mai inginer. Important. Bineînțeles, Am este înțeles. cel mai important. Dar atenție de fiecare dată când evaluăm, chiar dacă avem o carte tehnică, inginerul structurist se raportează doar la CVD, respectiv un apartament. Desigur, nu știm ce se întâmplă sus și jos în alte apartamente, dacă s-a mutat vreun perete care ar fi avut Dincolo de structurat. asta, facem ce putem. Și spuneți-mi foarte rapid, vă rog, și uh, mai este valabil ce știam noi, ce am învățat eu în copilărie, eu am trăit și la Galați, ați văzut, în zona roșie, că trebuie să știu dinainte unde să mă duc la tocul ușii sau sub o grindă, unde da, ne ducem în casă. Sunt elemente structurale care ne ajută o, o grindă, un lui și cada, de asemenea. Sunt uh, zone unde, în cazul în care există un colaps, uh, există șanse mai mari să supraviețuim. Și recomandarea mea este, așa cum am văzut și la uh, cei din Turcia, eu aș recomanda ca fiecare să aibă în proximitate un fluier. Adică să-l avem care pe ei, da, cu noi, oriunde, undeva. Sau unde să-l punem să putem. noaptea da. pe noptieră. Da, uh,